Domnul Dumitru Prunariu, primul român care a zburat în cosmos, primul și singurul cosmonaut român în direct alături de noi via Skype. Bună ziua, domnule Prunariu, bună dimineața. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. S-a creat o undă de șoc așa la nivel mondial după acest incident. Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Rușii au trimis o rachetă în acțiune directă pentru a-și lovi un fost satelit, un satelit dezafectat și pentru a testa această armă cosmică. Contextul mai larg este următorul. Începând cu anul 1983, când americanii au declanșat inițiativa de apărare strategică, numită și Războiul Stelelor, cursa în armări în spațiul cosmic, a unor noi tehnologii, a unor noi arme, a fost puternic accelerată. Rușii au făcut față până la un moment dat când s-a prăbușit Uniunea Sovietică și au intrat într-o criză financiară majoră. Președintele Yeltsin a oprit astfel de experimente, dar ulterior, pe baza declanșării unor alte evenimente internaționale și a unor conflicte internaționale, această cursă a fost reluată și Rusia a început să-și testeze noi arme. Pentru prima dată în anul 2007, China și-a doborât un astfel de satelit și a creat numeroase deșeuri cosmice. Desigur, în cadrul conferinței pentru dezarmare de la Geneva s-a discutat partea militară a acestui aspect, dar la Comitetul ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic, care a emis anumite reglementări și recomandări pentru state cum să evite crearea unor noi deșeuri cosmice, acea acțiune a Chinei a fost puternic criticată. Bun, deci spuneți dumneavoastră că e o cutumă, practic, să se întâmple astfel de doborâri de sateliți ieșit din uz. Nu este o cutumă. Sunt niște teste făcute de mai multe state. Spuneam, în 2008, Statele Unite și-au lovit un propriu satelit, dar pe o orbită joasă, astfel încât deșeurile au intrat toate în atmosferă și nu au provocat nimic. Bun, deci nu cutumă, ci lucruri care s-au mai întâmplat. Voiam să vă întreb acum, în acest context, cât de mult a fost pusă în pericol viața astronauților de la bordul stației spațiale? În acest context, lovirea acestui satelit la altitudinea la care s-a aflat, undeva între 460 și 490 de kilometri, creind peste 1500 de deșeuri cosmice care sunt vizualizate și urmărite, pune într-adevăr în pericol numeroși sateliți. În primul rând, cu 100 de kilometri mai sus, se află rețeaua de internet a lui Elon Musk, cu aproape 2000 de sateliți care pot fi loviți. Cu 100 de kilometri mai jos se află Stația Cosmică Internațională, iar deșeuri din această explozie, modificându-și orbita încet și apropiindu-se de Pământ, pot să lovească și Stația Cosmică Internațională. Deci, faptul că acest satelit a fost lovit pe o orbită în care deșeurile nu reintră în atmosferă și nu pot fi captate în spațiul cosmic cu alte metode, reprezintă o acțiune periculoasă pentru funcționarea sateliților activi în spațiul cosmic. Domnule Prunariu, într-un worst case scenario, dacă s-ar fi întâmplat ca debriuri să lovească stația spațială, ce șanse aveau astronauții să se salveze prin acea capsulă care era atașată stației? Aceasta este metoda standard. În momentul în care apare o amenințare posibilă în spațiul cosmic, astronauții se retrag în navele lor cosmice, cu care oricând se pot desprinde de stația orbitală și reveni pe Pământ. Desigur, un astfel de deșeu nu știu unde lovește. Stația orbitală manevrează și înainte de lovirea acestui satelit, o dată la o lună și jumătate, două luni, pentru a evita alte deșeuri cosmice, resturi de rachete purtătoare, motoare, bucăți din sateliți care s-au ciocnit în spațiul cosmic, pentru că se produce și așa ceva. Deci, aceste evenimente sunt avute în vedere și există metodologii de salvare a astronauților. Desigur, nu sunt sigure 100%, pentru că un astfel de deșeu poate să lovească în nava cosmică a astronautului și nu neapărat în stația orbitală. Ce ne facem atunci? Probabilitatea există. Deși este mică, această probabilitate există și ea trebuie evitată. Vă mulțumesc mult, domnule Prunariu, vă mulțumesc mult pentru explicații și poate vom avea ocazia să vorbim mai pe larg despre acest domeniu fascinant. Vă mulțumesc mult pentru explicații.